Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 3, să citim de la versetul 1, pagina Sfânta Scriptură 1027. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Amin. Vă îndemn cu respect să reocupați locurile. Apreciem foarte mult căldura cu care ne-ați primit din toate punctele de vedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze, chiar ne-am simțit extraordinar la dumneavoastră, suntem pentru prima dată aici și aveți o biserică deosebită și ne bucurăm că putem să-L slujim împreună pe Dumnezeu. Seara asta vreau să vă spun ceva. Nu vă așteptați să vă pregătesc un meniu extraordinar, pentru că meniurile astea le aveți dumneavoastră aproape în fiecare duminică prin pastorii deosebiți pe care aveți aici. Cunoaștem păstorii dumneavoastră, cunoaștem modul în care îl slujesc pe Dumnezeu prin predică, dar știți că atunci când te așezi la masă și mănânci bine, uneori spui așa: bă, știi că merge și un desert? În seara asta eu o să fiu cu desertul. O să am o predică extraordinar de simplă și la final probabil că o să învețe și copiii dumneavoastră și dumneavoastră și o să o țineți minte mai multă vreme, pentru că am ales să o predic în cel mai simplu mod. Știu că dezbateri teologice din Sfânta Scriptură dumneavoastră aveți, dumneavoastră sunteți o biserică foarte matură din punctul ăsta de vedere, dar să știți că uneori mai trebuie și un desert. Eu sunt cu desertul. Eu nu sunt un predicator de amvon. Nu știu dacă știți dumneavoastră, noi împreună cu Asociația Miros de Cer, de foarte multe ori mergem la oamenii săraci. Da, aici ne vedeți îmbrăcați într-o cămașă, îmbrăcați mai bine, dar cel mai des, de luni până vineri, eu sunt în cizme de gumă, între oamenii care au nevoie de noi, prin județul Galați, prin județul Iași, Vaslui și în alte părți. Și acolo, când apuc, uneori încep să predic Evanghelia, fără Biblie, fără schiță și fără nimic altceva, spun din cuvântul lui Dumnezeu. Și ăsta e modul în care eu slujesc. Oameni buni, am citit un text din Sfânta Scriptură. Nu o să predic o predică care anticipează slujba de botez. Nu. Uitați-vă că înaintea lui Iisus, la un moment dat, vine un om și înainte de a-l descrie pe omul ăsta, îi se pune în față câteva lucruri așa în CV-ul lui. Și ascultați, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. În seara asta o să intitulez mesajul meu foarte simplu și titlul mesajului meu este acesta: nu-i de ajuns. A venit înaintea lui Iisus un om, Nicodim, și dacă ar fi să tragem o linioară, spunem așa: Nicodim egal un fruntaș. Adică un om pus undeva mai sus în societate. Știți, ați observat în bisericile noastre în momentul când vin oameni de genul acesta, oameni care conduc o firmă, care sunt undeva așezați mai sus în societate, ați observat că oamenii de ordine îi fac imediat semn: o venit cineva, e ăla care are firma cu tare, unde îl așezăm? Și spun: scaunul din față. De ce? Pentru că îi cineva. Ați observat că de foarte multe ori când încearcă să vă sune cineva la telefon și un număr necunoscut, spui: bă, nu-i răspund. Cine știe cine o fi? Nu-i răspund. Dacă vezi că pe telefon ți apare domnul primar, vă dau un exemplu, imediat, bă, ceva îi. De ce? Că omul ăla îi cineva. E, în seara asta, primul lucru despre care vreau să vorbesc e acesta: nu-i de ajuns să fii.
Primul punct din seara asta este, nu-i de ajuns să fii. Oameni buni, n-ați observat că de foarte multe ori noi, ca și oameni, am ajuns să nu mai putem să spunem ceva oamenilor, să învățăm despre Dumnezeu, să îi corectăm pe oameni că ești cineva. N-ați observat că în momentul când te duci la cineva să-i spui despre pocăință, spui, omule, dar tu știi cine sunt eu? Imediat apar vorbele astea. N-ai cum să corectezi că omul e cineva. Uneori la evanghelizare spune, fraților, dacă s-ar putea predica mai încet, să nu spunem lucrurile chiar așa pe nume, pentru că avem aici niște oficialități, îți cineva. Dar vreau să vă spun ceva. Scriptura ne arată în seara asta că nu-i de ajuns să fii. A venit înaintea lui Iisus omul ăsta și îi spune, e un fruntaș. Și Iisus îi spune așa, nu-i de ajuns să fii. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, era un om pe nume Naaman. Și spune Sfânta Scriptură că ăsta era căpetenie. În 2 Împărați, în capitolul 5, la versetul 1, era o căpetenie. Și spune Sfânta Scriptură că omul ăsta, cu toate că era o căpetenie, mai spune ceva după aceea. Omul ăsta era lepros. N-ați observat că vin momente în viață când nu contează cine ești. Nu contează ceea ce ai realizat în viața asta, nu contează să fii ceva. Mergând în județul Galați, mergând pe străzile principale, și dacă intram pe alea din sat, era un dezastru, am observat foarte multe mașini luate de apă și duse undeva într-o gârlă. Mașini de sute de mii de euro. Și mi-am dat seama că oamenii ăia care erau cineva, dintr-o dată au pierdut și au ajuns și ei oameni normali ca și ceilalți. Pentru că oameni buni, înaintea lui Dumnezeu, nu-i de ajuns să fii. Trebuie să mergi puțin mai departe. Mă aduc aminte din Sfânta Scriptură despre Naaman, despre care vă spuneam. Și spune Sfânta Scriptură că ăsta era lepros. Și parcă e paradoxal că arată Sfânta Scriptură că se folosește Dumnezeu pentru vindecarea lui de o fetiță de 12 ani. Nu-i cunoaștem numele, nu-i cunoaștem neamul, nu-i cunoaștem părinții. Pentru că vrea să ne învețe Dumnezeu ceva. Vrea să ne învețe ceva. Și anume? Nu-i de ajuns să fii cineva. Poate unii ați venit în seara asta și nu o să ascultați mesajul meu și nici cântarea, pentru că sunteți cineva. Spuneți, băi, eu îs credincios de ani de zile. Eu sus în societate. Eu n-am cum. În seara asta îți spune Dumnezeu că nu-i de ajuns asta. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, în Fapte, în capitolul 10, era vorba de un om pe nume Corneliu. Dacă ar fi omul ăsta să-l aduci în biserică, pe Corneliu, cu CV-ul pe care l-are în Sfânta Scriptură, în versetele acelea, nu știu unde l-ați așezat dumneavoastră, dar ascultați, Corneliu, cam așa arată el. Un om cucernic, temător de Dumnezeu, făcea milostenii, se ruga totdeauna lui Dumnezeu și mai mult decât atât, în versetul următor spune că avea și vedenii. Na, spuneți dumneavoastră unde l-așezați până asemenea om. Ca unde-i locul lui? Ăsta era cineva. Unde l-așezi? Dacă ar fi să ai o firmă, dacă aș fi să am o firmă, vă spun sincer, cu un asemenea om l-aș angaja primul. Om cu cernic, temător de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu și el și toată casa lui. Făcea milostenii, adică mergea la săraci, se ruga totdeauna lui Dumnezeu și fac o paranteză și vă întreb, cum stăm cu rugăciunea? Noi, cei care mergem la biserică, îmi spunea cineva, nu mai am momentele alea de rugăciune când să mă plec pe genunchi, să stau înaintea lui Dumnezeu, nu mai am timpul necesar. Și am spus, Biblia spune să ne rugăm neîncetat și dacă ești la bucătărie, spune acolo o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă mergi cu mașina, uneori așteptăm să ne plecăm pe genunchi și parcă n-ajunge să mai facem asta. Mai ales, imaginați-vă la noi, 13 copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 13 copii, unul țipă, altul urlă, altul trebuie dus la școală, altul la grădiniță. Și trebuie să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu. Dar ați observat că uneori neglijăm. Uitați-vă, omul ăsta se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Făcea milostenii și avea și vedenii. Dumnezeu îi se descoperea. Și vine Sfânta Scriptură și spune, tu mai ai nevoie de ceva, că nu-i de ajuns să fii. Nu-i de ajuns să fii nici temător de Dumnezeu, nu-i de ajuns să fii să faci milostenii, nu-i de ajuns să te rogi, mai trebuie ceva. Și acum completez. Știți că nu-i de ajuns uneori să nu fumezi. Că unii oameni nu fumează că au probleme cu ficatul. Nu-i de ajuns să nu bei, că unii oameni nu obișnuiesc să bea. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să fii. Doi. Uitați-vă în următorul verset. Omul ăsta a venit la Iisus noaptea și a spus așa. Învățătorule, spuneți dumneavoastră ce-a spus. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu.
În primul rând, nu-i de ajuns să fii cineva. Doi, nu-i de ajuns să știi. Vă întreb, e grea predica mea? Nu-i de ajuns să fii, nu-i de ajuns să știi. N-ați observat, oameni buni, că cele mai mari probleme le avem cu oamenii care știu multe? Te adresezi la copilul tău și îi spui așa, uite, trebuie să faci cu tare lucru, tata și mama așa au făcut nerotin. Lasă-mă că știu. Măi băiete, nu-i bine să mergi acolo să fii că e un pericol. Mamă, lasă-mă că știu. Ați observat că în biserică de foarte multe ori nu reușim să-i modelăm pe oameni pentru că oamenii știu. Vă întreb ceva, bucătăresele, când aveți invitații acasă pe cineva care gătește bine și poate mai bine ca dumneavoastră sau la același nivel, ce ziceți? Cum faceți mâncarea? Așa e că sunteți mai stresate, mai emoționate. Îl chemați pe soț, e destul de sare, am așezat cum trebuie masa, e bine pus. De ce? Că vine cineva care știe. Dacă vine cineva care e flămând, vă mai interesează cum ați așezat masa? E acolo cratița, ia-ți! Și linie, nu? Știți că de cele mai multe ori foarte greu îi modelăm pe oamenii care știu. M-am uitat în Sfânta Scriptură, Iona, noi spunem de foarte multe ori că Iona nu a mers la poporul Ninive ca să vorbească, să ducă prorocia aia, să ducă vestea la Dumnezeu dură. Noi spunem așa, că i-a fost teamă. În capitolul 4, ascultați ce spune Iona în capitolul 4, în primul verset. Știam, de aia nu s-a dus. Știam că ești un Dumnezeu bun, știam că ești un Dumnezeu milos. Iona nu a vrut să meargă la poporul Ninive pentru că știa. Știa că Dumnezeu se întoarce, dacă oamenii se pocăiesc. Ăla a fost motivul. Ei, știți că sunt momente în viață când Dumnezeu ne tot vorbește. Când ne vorbește printr-un copil uneori și ne spune, tati, dar e duminică, tu nu trebuie să mergi la biserică? Și noi imediat ne înfuriem și spunem, dar ce treabă ai tu cu mine? Tu știi câți ani de pocăință am eu? Vine un tânăr din biserică și predică și zice ceva, cum îs eu în seara asta, și vă zic ceva. Și la un moment dat vine ceva, băi, tu știi câți am de pocăință am eu? Am 30 de ani de pocăință, am luat botezul, când voi erați atâta, mă, nici nu aveți acordeonul în brațe și nici nu cântați, eu... Știți de ce avem vorbe din astea? Pentru că știm. Atât de mult îmi place de Petru, la un moment dat spune Sfânta Scriptură că s-a turdit o noapte întreagă ca să prindă pește. Și la un moment dat vine Iisus Hristos și spune așa, aruncă mreaja în partea dreaptă. Știi ce mă așteptam să spună Petru în momentul ăla? Doamne, când e vorba de predică, eu n-am ce să mă pun cu tine. Eu sunt doar un pescar. Când e vorba de predică, oamenii te ascultă cu mare atenție. Oamenii sunt hipnotizați pur și simplu de modul în care tu vorbești. La predică n-am ce să mă pun cu tine. Dar la pescuit, Doamne. La pescuit, asta e partea mea, asta e meseria mea, asta e afacerea mea. Știu să pescuiesc și ziua, știu să pescuiesc și noaptea, știu să pescuiesc și pe stânga și pe dreapta. Acum m-am trudit, m-am necăjit și n-am prins nimica. Puteam să spun, Doamne, nu dai mie sfaturi, pentru că eu știu. Dar cu toate că Petru știa, știi ce-a făcut? Doamne, cu toate că m-am trudit, cu toate că mi-am pus toate resursele mele pe care am avut, cu toate că știu cum să pescuiești, la porunca ta. Și omul ăsta a lăsat tot ce știe la o parte și la porunca lui Iisus Hristos a aruncat mreaja în partea dreaptă. Și ce s-a întâmplat? O minune. Prins mult pește. Pentru că uneori, oameni buni, trebuie să lăsăm la o parte cine suntem noi. Că nu-i de ajuns să fii. Trebuie să-L dăm la o parte ce știm noi, că nu-i de ajuns să știi. Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Doamne, ajută la lucrul ăsta. Vin momente în viață când tot ce știm noi parcă îi dat la o parte. N-ați observat că uneori medicii care știu totul dau din nume și spun nu mai știm ce să facem? De ce? Că nu-i de ajuns să știi. Mergem mai departe, că timpul trece și nici nu vreau să vă plictisesc. Desertul se mănâncă repede, nu? Uitați, în al treilea rând, Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Versetul 9. Cum se poate face așa ceva? Nu-i de ajuns să fii, nu-i de ajuns să știi, nu-i de ajuns să vrei. Asta era interesant. Doamne, cum se poate face? Și acum, după, înainte de vă da câteva detalii de la punctul 3, n-ați vrea să repetăm punctele astea. Nu-i de ajuns să fii, nu-i de ajuns să știi, nu-i de ajuns să vrei. Începem. Nu-i de ajuns să știi, fii, mă încurc eu, vedeți, da? Nu-i de ajuns să fii, nu-i de ajuns să... Nu-i de ajuns să... E grea predica. Bun. Nu-i de ajuns să vrei. Și acum o să mă întrebați, frate, dar ce să facem? Spuneți dumneavoastră. Să
facem. Nu de ajuns să fii, nici să știi și nici să vrei. Trebuie să faci. N-ați observat că sunt foarte mulți oameni care sunt interesați de Sfânta Scriptură, sunt interesați de predici și spun așa, frate, dar tu știi câte predici ascult eu? Păi îl ascult și pe fratele Nelu, îl ascult și pe Cutare, îl ascult și pe Cutare. Îi știu pe toți, îi știu și pe toți. Eu aș vrea să mă pocăiesc. Și de ce nu te pocăiești? Mai aștept. Cineva îmi spunea la un moment dat, eu vreau să mă pocăiesc cu adevărat după ce îmi căsătoresc fata. Eram undeva în luna noiembrie, într-unul din anii care au trecut. În luna noiembrie și-a spus să-mi căsătoresc fata. Când? Și-a spus pe 10 august anul viitor. Și am întrebat, mai ajungi până atunci? Și mi-a spus, nu știu, eu cred că Dumnezeu mă ține cu viață. În luna februarie, după câteva luni. A ajuns în spital, 3 luni de zile a stat în spital. A ajuns acasă, fără să poată respira. Stătea cu un aparat, era dependent de oxigen. Și la un moment dat, ascultați cum a făcut Dumnezeu ca să se întoarcă omul ăsta. Pentru că eu aștepta căsătoria fetei lui. Pentru că vreau să mă pocăiesc. Tot neamul meu e credincios, spunea. Dar mai am ceva de făcut. Vreau, dar nu trec la fapte. Și într-una din zile, și-a pus masca pe față. Avea două aparate cu oxigen. Și-a pus masca pe față de la un aparat și-a pus în priză pe celălalt, soția lui. Și omul ăsta, dintr-o dată, nu mai putea să respire. S-a învinițit, s-a negrit, soția speriată și-a spus, dă-mi telefonul, sună pe frați să-mi dea botezul. Soția îi spune, acum? Și în timp ce el se chinuia să caute numărul de telefon ca frații să facă ceva pentru el, frații din biserică pe care i-o ignora până atunci, a venit o vecină, că așa face Dumnezeu. Și-a spus, dar ce se întâmplă? Păi uite că cu masca de oxigen pe el moare în fața mea și n-am ce să fac, nu știu ce să fac. El cere să vină frații să-i dea botezul, dar cum să-i dea acum în momentul ăsta? Și femeia s-a uitat atentă și a spus, dar tu nu vezi că e pus în priză celălalt aparat? Și scoate din priză și-l pune. Că nu a respirat. A spus, cheamă-i pe frați. Dumnezeu mi-a dat o șansă să o întorc la Dumnezeu și apoi, mai târziu, a plecat în veșnicie. Pentru că nu-i de ajuns să fii, nici să știi și nici să vrei. Trebuie să faci. Acum o să vă dau un exemplu că e toamna și eu sunt de la țară. Și o să folosesc un exemplu de la țară, dar cu siguranță și dumneavoastră sunteți oameni care gătiți, care faceți, bucătăresele, cu ele am treabă seara asta. Să presupunem că dumneavoastră pregătiți ceva pentru iarnă, zarzavaturi, da? Bucătărese sunteți, da? Mi-am dat seama, azi am mâncat foarte bine, probabil că se cunoaște pe noi. Dar nu-i de ajuns să fiți bucătărese? Bun. Să gătiți, știți? Știți, nu? Și cele mai tineri care trebuie să căsătorească, când faci cineva un meniu bun, spune, îți bună de căsătorit, pregătită pentru căsătorie. Mamele, le învățați, nu? Că trebuie să știi. Nu-i de ajuns să fiți bucătărese, nici să știți să gătiți, dar de vrut vreți, cu siguranță, de aia gătiți pentru soț. Cu toate că uneori, chiar dacă nu vreți sau nu mai aveți energie, trebuie. Dar să spunem că vreți dintotdeauna. Dar nu-i de ajuns să vreți. Dacă dumneavoastră știți să puneți zarzavaturi pentru iarnă, sunteți bucătărie să știți să puneți zarzavaturi pentru iarnă, vreți și nu treceți la fapte. Aveți ceva pus în cămară? Nu. Tocmai de asta, oameni buni, îi serile de evangelizare, de slujire, de tot ce facem noi, tocmai pentru asta, ca să ne învețe că noi trebuie să facem. N-ați văzut, am auzit de atâta timp predici, am auzit de atâta timp cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră mai cu precădere ați auzit. Că vă vorbi Dumnezeu un fel de fel. Facem conferințe, conferințe pentru familie, conferințe de tineret. Suntem cineva. Avem tot ce ne trebuie. Știm foarte mult din Sfânta Scriptură. Știți unde îmi dau seama că știți? Și cei care n-au venit la biserică, nu prea vin la biserică, îmi dau seama că știu. Știți unde? Când greșește cineva, pun întrebări. Și cei care sunt în lumea asta, și ortodoxi, spun așa. Bă, dar la voi așa se face? De ce pun întrebările astea? Știți ce? Că știu. Mergea cineva și a depășit limita de viteză la un moment dat, știi? Și în timp ce accelera, cineva întreabă, dar la voi, la pocăiți, nu se respectă legile? Nu se respectă poruncile? Cineva a găsit pe altcineva credincios care încerca să fure. Și-o zis, dar la voi, la pocăiți, se fură? De unde știu eu să pun întrebările astea? De ce pun întrebările astea? Pentru că știu.
N-ați observat că facem evangelizări de foarte multe ori, tot felul de slujiri, ieșim cu biserica afară ca să atragem pe oameni și spunem, bă, grozav îmi place la voi, o să vin la voi. Asta înseamnă că oamenii vor, dar mai există ceva. Și așteaptă Dumnezeu acel ceva de ani de zile. S-ar putea că părinții așteaptă de 5, de 7, de 9, de 10 ani, așteaptă nu numai să fii, să știi sau să vrei, așteaptă să faci. Într-una din zile am intrat într-o casă a unui copil bolnav de epidermoliză buloasă. O să vă povestesc mai îndată despre ce e vorba. O fată care e plină de răni tot corpul, dar să vă spun așa cum arată Jessica. 24 de ani, 34 de kilograme, răni pe tot corpul, plină de pansamente, două operații recente la stomac, una reușită, una nereușită, și-a chinuit mult, și a doua reușită. 3 zile n-a putut măcar să deschidă ochii. Nu se poate hrăni ca și noi, din cauza că are răni pe esofag și nu poate înghiți deloc. Se hrănește cu un tub. Și am intrat în casa ei, plină de răni, și ascultat ce am întrebat-o. Ce te doare cel mai tare, Jessica? Întrebarea mea a fost cu o cameră în față. Ca să văd ce poate să-mi spună. Am anticipat răspunsul ei. Știam că probabil o să-mi zică ceva despre rănile pe care le are pe corp. Și spune, ce mă doare cel mai tare? Sunt rănile astea. Și ascultat ce mi-a spus Jessica. Repet, 24 de ani, 34 de kilograme, două operații la stomac, pline de răni. Se hrănește cu un tub. N-are degete la mâini și nici la picioare. Și nici nu poate să meargă cu picioarele ei. Și mi-a zis așa, știi ce mă doare cel mai tare, frate Steric? Mă doare că nu pot să fac mai mult pentru Dumnezeu. Citesc din Biblie, scriu așa fără degete, scriu cu ambele mâini, așa cu pumnișorii, scriu versete, cuvinte de încurajare și când găsesc pe cineva care mă acceptă și pe mine ca persoană, îi ofer o încurajare. Dar prea puțin și mă doare că nu pot să fac mai mult. Vă spun sincer, eram împreună cu Ionuț și alții, am ieșit afară pentru un moment și am meditat la mine. Am meditat și mi-am zis așa, nu-i de ajuns să fiu, cine-s eu? Nu-i de ajuns să știu că știu atâtea, nici să vreau să fac mai mult ca alții? S-ar putea în ziua judecății să fie ridicați în picioare și să spun, uite, el bolnav, cu răni, operat și-o dorit să facă și tu n-ai făcut de ajuns. În mâna mea am un plic și seara asta aș vrea să vă dau ocazia să faceți. Pentru că n-ați observat și în politică și peste tot, toți promit că fac, toți vor să facă, numai că problema la faptă. Mai spun unii fapte, nu vorbe, dar până la urmă rămân cu vorbele și așteptăm noi faptele. Am un plic aici. Plicul ăsta e destinat copiilor bolnavi de epidermoliză buloasă. Cum se manifestă boala asta? Au o piele foarte sensibilă, de aia se numesc copii fluturi, că au piele foarte sensibile, ca unui fluturaș. Dacă îi atingi puțin mai tare pe copiii ăștia așa, în urmă rămâne rană. Copiii ăștia nu pot să se odihnească nici cu fața în jos, nici pe spate, nici pe parte. Sunt tot plini de răni. N-au degete la mâini și nici la picioare. Și cu toate astea merg la școală. Cei mulți scriu așa, merg ajutați de alții. Îți dependenți de pansamentul Mepilex, așa se numește. Un pansament în România, în momentul de față, costă 350 de lei. Avem o fată care are pe ea 10 pansamente deodată. Din cap până în picioare pansamente. Mai îndată o să vedeți câteva imagini, cele mai decente le-am ales ca să le puteți privi. Părinții disperați, cei mai mulți dintre ei, unii dintre ei sunt în depresie. Mi-a zis o femeie așa, când mi-a adus copilul după ce l-am născut și mi-a spus, ăsta e copilul dumneavoastră și am văzut un copil fără piele. Deloc piele. Am prins de cap și am urlat. Doamne, oare cum o să-l îngrijesc? Acum are 21 de ani copilul ăla. Am întrebat cum arată o zi a unei mame
și a unui copil. Și zis așa, un copil mi-a zis așa, mi-încep ziua plângând și termin plângând. Și am întrebat pe mamă, dumneavoastră, cum începeți ziua? Mi-încep ziua pansând copilul meu și o finalizez pansând copilul meu. O oră jumătate dimineața și alte ore, o oră jumătate seara, ca să-și panseze copilul. Undeva într-o cădiță cu apă sau într-un duș cu apă caldă, dau la o parte pansamentele alea, cu tocul pielei. Pun din nou alifie și pansamente noi. Și asta în fiecare zi. Dacă ar avea rând doar pe trupul lor, pe din afară, n-ar fi o problemă. Dar cei mai mulți dintre ei au aici, pe esofag, răni. Și nu pot înghiți. Într-una din zile am nimerit într-o casă în care un copilaș mic, 6 ani, Bogdanel îl cheamă, a luat o firimitură de pâine, oameni buni, și ai dumneavoastră iau. A luat o firimitură de pâine și a băgat-o și el în guriță, că era poftă, era flământ. În momentul ăla s-a înnecat. Împreună cu colegii mei, din cauza că aveau răni pe esofag, împreună cu colegii mei am asistat la, cred că peste 20 ceva de minute am stat, să-și revină copilul ăla. Am văzut o mamă disperată și un copil care urla și nu mai putea să respire din cauza la o firimitură de pâine. Și mama aia mi-a zis așa, te rog să filmezi și să spui tuturor care are copii sănătoși să-i mulțumească lui Dumnezeu. Uite, eu îl iubesc așa pe Bogdanel. Au luat o sondă, o băgat-o pe undeva prin nas până când au reușit să-și revină copilul ei. Și spunea, asta e doar o zi, dar așa fac de 6 ani. Pentru ei am făcut proiectul ăsta. Ce conține plicul ăsta? În plicul ăsta aveți un cadouaj din partea noastră, aveți aici un calendar. Timp de 50 de zile, din momentul când iei plicul, timp de 50 de zile, tu și casa ta, tu ăsta sănătos, eu ăsta sănătos, iau plicul ăsta acasă, și în fiecare zi când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătate, nu spun doar mulțumesc, nu doar că vreau, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, facem. Punem 5 lei, o familie întreagă pune 5 lei, da? Nu 5 lei de persoană. Dacă vreți 5 lei de persoană, Doamne ajută, că nu-s pentru noi, e pentru ei. Dar toată familia, noi acasă suntem 15, ne rugăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru sănătate și întreb la final, cine pune 5 lei și cei mai mici? Eu, tati. Pun 5 lei aici timp de 50 de zile. La final se adună 250 de lei. Când s-au terminat acele 50 de zile, la final de noiembrie va fi asta, banii se pun în conturile astea de pe spatele plicului și vor merge special la copiii fluturi. Doar așa îi putem ajuta pe copilașii ăștia fluturi timp de un an de zile. Costul de a întreține un copil fluture e 8.000 de lei pe lună. N-am greșit. Un pansament, 350 de lei. Banii pe care dumneavoastră îi adunați, îs aproape un pansament care ajunge la un copil pentru o zi. Știți ce e secretul? Știți ce îl prezint în biserică? De obicei nu prezint proiecte în biserică. E primul proiect și e singurul proiect pe care îl prezint în biserică. Știți ce îl prezint? Pentru că cel mai mult ne ajută mulțimea. Suma nu e foarte mare. 5 lei pe zi e jumătate de sticlă de colă, dacă vreți să compar așa. 5 lei pe zi e puțin. Mulțimea ajută copilașii ăștia. Noi facem un sacrificiu mărunt cu 5 lei. Dar vreau să vă spun, avem o mamă care a făcut 10 ani de zile școală pentru ea și 12 împreună cu copilul ei. La final îmi spunea, băiatul meu, Alin, a luat toate examenele cu 9,35. A luat bacul. A noștri sănătoși nu reușesc uneori. Dar e așa-s. Sunt foarte talentați, sunt copii deosebiți. În momentele următoare o să vedeți un clip foarte scurt ca să cunoașteți pe o parte mică din copilașii fluturi. Priviți! Clicul.